nu mai vorbim, nu mai vorbim un an jumate, nu mai vreau să rămân. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Așa ceva să mi se întâmple. Ce ai tu acolo? Una dintre ideile mele pe care de fapt ai avut-o și tu înainte să ți-o spun pe, eu, nu? Pe sistemul Steaua sunt câinii roșii, a venit cu un CD-ul. Exact, cu un vinil, cu un vinil. Hai să-l răspunim, da, hai să-l răspunim. Foarte tare, mă bucur că această idee, pe care e adevărat, ai avut-o tu, eu am avut-o doar așa, da. Mi se părea că ar trebui să existe așa ceva. Știu că de multe s-a materializat. Ori, da. De multe ori în ultimii ani, când am întâlnit, știu că mi-ai tot spus. Ți-am spus și pe mesaje și prin Bill Gray, da. Da, și pe mesaje, da. Foarte tare. Foarte tare și mulțumesc mult. Sper că sunt și poeziile acelea la care reacționam eu. Așa, glumițele de zi cu zi, mă rog, merită și ele să fie consemnate pentru eternitate, dar sunt deja pe Instagram. Dar tu ai acele poezii profunde la care eu te tot presam. Măi, hai, fă ceva cu ele. Uite că am reușit să, dea să, fac, să facem da. Posibilă chestia. Știu că și Denis a avut un rol important, adică am citit că, mă rog, îi mulțumesc și ei foarte mult. În ce a constat? Da, da, să știi, ideea e că nici eu nu știam, a scoate o carte, fie de poezie, o carte, nu presupune doar să scrii niște lucruri și ai rezolvat cazul. E nevoie de mult mai multă muncă, e nevoie de... Păi, de echipă. Exact. Da. Și în cazul ăsta, Denisa a fost echipa mea. Practic, am avut visul ăsta și a făcut să devină realitate. E cum, ca și cum i-am dat un document, să zic, un... Word cu toate poeziile, un e-mail. A, ea s-a ocupat de... A plecat cu el de acasă și a venit cu cartea. Tu te-ai ocupat de tot ce înseamnă producție? Da, da. Foarte eu. Tare, bravo, felicitări. Mulțumesc. Ai ales editură? Ai contactat tot sau cum? Da. În, totul a început așa, în primele nopți, când noi vorbeam la telefon înainte să ne vedem, Sebastian îmi citea poezii, îmi recita poezii și eu la fel eram mișcată de ele și mi se păreau foarte tari și mi se părea că este foarte talentat și l-am întrebat și eu de ce până acum nu a publicat o carte, nu a făcut ceva în sensul ăsta și el a spus că își dorește, cam de un an sau doi era el în discuții cu cineva care avea care are o editură, mă rog, și am lăsat-o așa. Bine, succes și atât. După aceea, după ce ne-am căsătorit, eu primeam în fiecare zi, primesc în fiecare zi poezii și tot întrebam. Cum, le găsești pe pernă sau cum? Pe pernă, pe oglindă, pe... Ce drăguț! Peste tot. Da. Scrise cu ruși pe oglindă. Ce drăguț! Nu cu ruși, dar post-it-uri. Da, ok. Și eu tot am întrebat, dar cartea... Da, am vorbit, am mai vorbit, o să mai vorbesc, mă rog. Și... Era cumva de lăsătură, așa, nu? Da, în noiembrie am zis, ok, pot să mă ocup eu de carte? Da, mi-a spus că da, vai, ce tare ar fi, chiar te rog. Și am zis, bun, dăm contactul editurii cu care ai vorbit tu până acum, vreau să vorbesc eu, să văd, în 2 ani de zile, cred că și dacă scria editura poeziile, era deja făcută cartea. Am vorbit cu persoana respectivă, nu am fost foarte încântată de întâlnire, de nimic. De colaborare, de posibilă colaborare. Da. Și am, efectiv, am stat eu, am căutat edituri când Sebastian era la radio și el nu știe. 2 ore stăteam. Am aflat. Am contactat toate editurile. Dar cum le contactam? Contactam, vorbeam, nu spuneam exact despre ce este vorba. Și mă uitam ce alte cărți au, ce alți autori au. Și pentru mine a contat foarte mult să fie o editură unde sunt autori de renume. Ai căutat, exact, ai căutat și editurile mari, că sunt 3-4 în top. Nu știu câte dintre ele publică poezie. Toată lumea publică poezie. Da? Da. Rau, mai ales poezie. Acum, da. Rau, Nemira, ăștia, adică n-am, sau nu știu, poate nu mă... Eu am vrut cărțile mele preferate, cărțile care mi-au schimbat viața, gândirea, caracterul, perspectiva, tot. Sunt de la editura For You și am vrut neapărat să lucrez cu ei. I-am contactat, am vorbit cu ei,
În ianuarie deja am avut prima întâlnire, unde era o întâlnire oficială, era și Sebastian. Ne-am întâlnit cu ei, am zis că vreau să lucrez. Chiar au cărțile mele preferate și a contat foarte mult, da, asocierea numelui lui Sebastian cu o editură de... Pe care o îndrăgești. Da, da, de un nivel, da, înalt. Și cred că în ianuarie-februarie, cam prin ianuarie-februarie am semnat contractul, uh-huh, și de atunci tot. Mai îmi trebuie două poezii. Astăzi, la trei noaptea, acum mi le trebuie. Știi cum e, că mai eu... Mai și tema? Eu, da, 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 eu era. Lucram, da, dar era un număr minim? Nu, am nu. vrut eu un număr. Bine, să știi că sunt chestii, foarte multe chestii. Prima carte pe care am realizat, o să spun, și descoperi multe lucruri. Paginile astea care se văd aici în, legate la copertă, nu sunt individuale. Sunt, da, câte știu. 8, 16. Păi dacă n-ai lucrat în presa scrisă? Am sunt niște coli, exact, care vin și se împachetează, exact, și sunt multiple de 16 sau de 32. Exact. Și ca numai să ieșim la ziare sau la reviste. Da. Să ajungem să fie... Da, trebuia să ai acest multiplu. Exact. De, da. Ideea e că eu am tot scris, mai am și acum poezii scrise din trecut care nu se regăsesc în cartea asta, pentru că tot scrind le-am tot ales, le-am tot triat, le-am tot... Da, am mai scris, sunt chestii pe care chiar ultima, de fapt cea mai recentă poezie care se regăsește în carte e scrisă acum 2 săptămâni. A, sunt și foarte, foarte proaspete. Exact, dar da, important e că am avut același feeling când am fost la întâlnire cu Denisa. Mi-a plăcut, am zis să mergem înainte și am... reușit să... Acum o să te rog, pentru că eu deja am câțiva prieteni care am și vorbit în culise, mă întrebau de unde ar putea lua cartea. Înțeleg că în prima fază ea are o distribuție exclusiv online, nu? Adică se poate comanda. Exact, exclusiv, exact. În perioada asta, luna asta, e doar pe site-ul editurii For You, dar e pe Instagram sau pe Facebook, la mine am tot felul de poze de Instastory-uri, a pus și și în librării când o să ajungă? Doar voiam să spun, da, că se, nu doar online, se poate cumpăra și fizic de la editură. Am înțeles. Deci, dar nu este încă în librării, nu? Nu, dar peste 3 săptămâni, o lună, va fi. Dar cum se numește cartea? În toată rețeaua, nu? Da. E o vorbă românească care spune toate la timpul lor și eu am ales titlul toate la timpul meu. Mi-am dat seama că e important să faci anumite lucruri în viață și nu când trebuie neapărat făcute, ci când simți tu să le faci și să le faci bine. Și mi s-a părut un titlu bun. E o filozofie de viață. E mișto titlu și cu ideea să tai, da, tai varianta originală. Da, da, da. Da. Sunt... Și cea mai veche poezie de când datează? Nu știu dacă e cea mai veche, dar cu siguranță e printre primele care se regăsește în carte. Cred că are vreo 10 ani sau 11 ani și se cheamă Acasă. E o poezie... Ar fi fost, acum mă rog, știi, de-n tribună nu mai antrenori, vezi. Ar fi fost tare să publici prima ta poezie. Dacă bine, prima, ții minte sau dacă o mai știi? Nu cred că știu, e foarte greu. Pentru că eram în gimnaziu, sau, nu, cred că... Bănuiesc că era... Clasele primare și era cu... Nu știu, afară cade o frunză din copac și o... A, nu genul de rimă. Nu, genul de poezie închegată, știi? Nu rimele pe care le faci. Nu, așa asta spun, era o poezioară, dar era puierilă, nu mai țin minte. Am înțeles. Nu mi-aduc aminte. Știi, nu, dacă aș fi știut atunci că o să ajung aici, cu siguranță... O păstrai. Fi... Da. Există o favorită între ele și o întreb pe soția ta? Eu aș fi vrut să întreb altceva. La ce pagină este poezia ta preferată? Într-un mod ciudat... prima poezie din carte este poezia pe care mi-a scris-o Sebastian când m-a cerut în căsătorie. Și normal că e cea preferată, nu? Toate îmi plac. Bine, nu pot să zic, dar ce e foarte interesant și drăguț e că poezia este la pagina numărul 11, fără ca noi să fi cerut asta. Pur întâmplător. Da. Și noi am avut nunta... cununia religioasă în data de 11 și cununia civilă, nunta pe insulă, în data de 29, care adunat fac 11. 11. Să dea Dumnezeu să vindeți 11.000 tirași pentru o carte, e bine? E bine la noi în România. N-aș fi atât de modest, adică ăsta ar fi un prim tiraj. Ai vrea mai mult?
De ce? Atunci 111 sau ceva care să dea 1. De ce 29, nu? E, să știi că am avut, spun sincer, am avut... 3 și 8. Eu sunt și, adică, poate, na, știi cum sunt artiștii, am lucrat, am scris, dar poate am fost mai delăsător când a fost vorba de Heirupu, care presupunea că această carte să fie scoasă. Lucru pe care, sincer, având în vedere cum arată cartea asta și... cum, cât de mulțumit sunt de ea și de, de treaba pe care a făcut-o Denisa, mă bucur că n-am scos-o până acum, dar să știi că unul dintre lucrurile care m-au mai puneau așa bețe în roate, să spun, era faptul că poezia e destul de, adică nu e... greu vandabilă. Da, e greu, exact. E mai... Nu știu, când am făcut urarea asta, mă rog, știu că sunt foarte, foarte multe. Sunt sau există câteva cărți care au depășit tiraje ale altor cărți, ale unor autori absolut remarcabile. Adică ăsta e paradoxul în România. Exact. Un tiraj bun în România, eu știu că e la 5.000-6.000, un tiraj de beletristică clasică sau, mă rog, autorii recunoscuți mondial, premiați cu Nobel, mă știu. E, apare Mihai Rădurescu și vinde 50.000, adică total... Dar Bendeac cât a făcut? Ce ai făcut, frate? Bendeac, da. Să zicem, că are în spate o poveste... și o poveste de asociată. Donează toți banii și poate fi și ăsta un boost pentru carte. A donat deja. Dar paradoxul ăsta este în România, ca un om care vine din altă zonă, chiar și ca tine, știi, nu ești consacrat drept poet sau scriitor, știi? Vinde mult mai mult decât contează și oamenii consacrați. Spatele... Și atunci contează marketingul. Exact. Omul din eu nu m-am gândit la asta. M-am gândit doar la un tiraj, știi, cu, să fii, nu știu, comparat cu Garcia Marquez sau cu, eu știu, Doamne ajută. Liotta. Dar să știi că în discuțiile pe care le-am avut azi cu prietenii de la editură, treaba merge de-aseară de când a... Da, acum realizez că s-ar putea ca 11.000 să fie foarte puțin, da, să ajungi la 10.000. Lucrurile se mișcă. Doamne ajută, da. Știi cum e, nu e... Astea sunt chestii adiacente. Eu mă bucur că o țin în mână și că o țin de mână. Asta e cel mai important. Iar mi s-a părut că ar putea să fie o coincidență, dar să-mi spui tu dacă este așa sau nu. E lansată cartea în ziua în care a murit Eminescu. Uite că... Poetul Nepereche, iată, în ziua în care a murit poetul Nepereche, a lansat Poetul cu Pereche. Să știi că Sebastian știa că noi vom vedea cartea vineri. Vineri săptămâna asta. Vineri, adică acum, peste... mine, da. Și... am avut o ultimă întâlnire cu editura programată pentru luni, pentru că, practic, greu sau munca mult mai mult, care implică mult mai mulți oameni, vine de acum începe. Și mă refer la promovare și lansări și tot ce trebuie. Și luni, când am mers la editură pentru ultima întâlnire, era cartea pe masă. Foarte tare. V-au făcut și eu o surpriză. Da. Da, foarte, da, chiar foarte. Nu mă așteptam și... Foarte tare. Cât costă ea? Prețul de achiziție este 43, nu? Zic bine? Da, 40. 43. Am ales... Nemărginirea. Da, eu nu mă pricep atât de... Mai bine să pricep. Nu e un preț mare. E un preț ok pentru un volum de 200 de pagini sau cât are? 300 și... 300, 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